Se pare că Pământul ar exista de aproximativ 4 miliarde de ani. Încă nu se știe cum a apărut viața pe planeta noastră, multe teorii s-au bătut cap în cap, însă niciuna nu a putut să demonstreze cum a apărut viața pe planeta albastră. În urmă cu 200 de milioane de ani, suprafața de uscat a planetei albastre era alcătuită dintr-un singur continent, un supercontinent pe numele lui Pangea. O întindere mare de uscat ce reprezenta cel puțin 30% din întreaga suprafață a planetei albastre. Când spun cel puțin 30%, mă gândesc și la restul întinderilor de pământ care au dispărut odată cu începutul divizării Marelui Continent. Cea mai importantă zonă dispărută, menționată chiar de Platon, a fost Atlantida. Datele specialiștilor se pare că plăcile tectonice ale Pangeei au început să se clatine serios în urmă cu 200 de milioane de ani. Înainte ca Pangeea să fie divizată, condițiile climatice au permis dezvoltarea epocii dinozaurilor. Aceasta este probabil perioada de vârf a existenței lor. Spun asta pentru că este o perioadă calmă din punct de vedere al mișcării maselor subterane. Această liniște a durat milioane de ani până când planeta albastră, stârnită din adâncuri, a decis că este vremea unei noi ere. Plăcile tectonice au pornit un tăvălug angrenate de cele mai puternice forțe ale globului nostru. Pangeea se crăpa, brăzdându-se pe suprafața ei șanțuri enorme, asemeni ridurilor noastre atunci când chipul tinereții este înlocuit fără milă de un nou chip, acela al bătrâneții. Acesta a fost semnul încetării perioadei de liniște. Așa a început o nouă eră. 6 coloși și-au rupt brațele pornind către o lume nouă. Un partaj în care fiecare a plecat cu tot ce îi aparținea. Teritoriu, vegetație, faună. În urma lor s-au întâmplat fenomene greu de imaginat. Ruperea continentelor nu se putea întâmpla fără explozii vulcanice sau fără ca lava să nu își facă loc printre marile șanțuri create. Prin aceste tranșee, simțind oportunitatea de a-și face loc, apare apa, oceanul planetar. La primul semn de slăbiciune, apa năvălește cu o viteză greu de închipuit prin giganticele canioane. Acesta este momentul în care începe o luptă corp la corp între apă și lavă. Cu siguranță a fost o luptă crâncenă în care cantități enorme de aburi s-au ridicat la cer, întunecând văzduhul și făcându-l să plângă pentru o perioadă lungă de timp, declanșându-se furtuni înzecit mai puternice decât cele ce se petrec în zilele noastre. În acest război, pagubele colaterale au fost atât din rândul viețuitoarelor cât și din rândul vegetației. Mai mult ca sigur, multe specii și-au găsit sfârșitul odată și pentru totdeauna. Fie că au fost luate prin surprindere în momentul declanșării haosului, fie că gazele toxice le-au otrăvit rapid sau lent, sau pentru faptul că nu au mai găsit hrană, hrana fiind la rândul său distrusă, multe ființe au dispărut fără ca noi să găsim urme sau dovezi ale existenței lor.
amici au rezistat, numai ei știu cum. Ducând probabil o luptă crâncenă pentru supraviețuire, sau poate că nu, unor specii prindu-le noile schimbări ce au avut efecte deosebite atât în lumea terestră cât și în cea acvatică. În cele din urmă, apa a câștigat. A divizat în continente tot ce se numea Pangea. Evident, procesul de divizare completă s-a întins pe o perioadă ce a durat poate chiar și 1 milion de ani. Apoi, pe fundul unei liniști aparente, vegetația și fauna și-au continuat traiul pe planeta noastră minunată, fără să bănuiască ce efecte va avea asupra lor această mare rupere. Unitatea Pangeei a fost cea care a ținut în frâu forța unui adversar ce avea să schimbe istoria lumii. Continentele se separau tot mai mult, iar Oceanul Planetar, pornind de la mici firicele de apă, a creat adevărate imperii la granița suprafețelor de uscat. În această pace surdă, ca într-o economie de piață, cel puternic adună tot mai mulți aliați și începe să dicteze noi reguli ale jocului. Acest război rece a făcut mulți factori să aplice strategia după cum bate vântul, iar vântul bătea întotdeauna dinspre ocean. Oceanul Planetar. El este cel care a ridicat miza jocului, iar după o dispută lungă de aproximativ 135 de milioane de ani, influențează clima globului albastru treptat, încât reduce la tăcere mândria suprafețelor terestre. Dinozauri. După o perioadă în care au fost supuși temeinic celor mai crunte încercări, ei dispar lăsându-ne scheletele lor bine conservate și rudele lor mai îndepărtate, ce din fericire au găsit forța și aptitudinile necesare și s-au adaptat noilor norme climatice, oferindu-ne șansa de a-i vedea pe viu sau la televizor, în documentare și nu într-un film plin de efecte speciale. Consider că dispariția dinozaurilor este strâns legată de ruperea Pangeei și nu cred că dinozaurii au dispărut în urma ciocnirii unui meteorit cu pământul nostru.